Bună, dragilor! Pandemia COVID-19 ne-a determinat pe mulți dintre noi să acordăm o atenție mult mai mare informațiilor medicale. În acest fel, am ajuns să ne punem întrebări despre modul în care ne putem fortifica sistemul imunitar. În emisiunea de astăzi, veți afla acest secret și o metodă mai puțin cunoscută de stimulare a imunității. Sistemul imunitar este o rețea complexă de celule și proteine care apără organismul împotriva agenților patogeni, virusuri, bacterii, paraziți sau toxine. Acest sistem păstrează o evidență a fiecărui germen sau microb pe care l-a învins vreodată, astfel încât să poată recunoaște și distruge microbul rapid dacă reintră în corp. Dacă doriți să vă creșteți imunitatea, vă recomand zincul, vitamina C și D. Acestea sunt însă doar o parte dintre elementele esențiale de care organismul nostru are nevoie pentru creșterea imunității. Bineînțeles, e de dorit să mențineți un stil alimentar sănătos, o floră intestinală sănătoasă. Un rol deloc de neglijat îl vor avea somnul odihnitor, exercițiile fizice și reducerea la maxim a stresului. Vestea bună este că există și soluții suplimentare pe care le avem la dispoziție pentru a ne fortifica sistemul imunitar. Varianta nouă pe care o recomand vizează refacerea stocurilor de energie ale celulelor și sinteza adecvată de enzime metabolice. Dar ce înseamnă de fapt refacerea stocului de energie celulară? Corpul uman funcționează ca o rețea. Dacă schimbați un singur punct, se va schimba întregul sistem, iar energia celulară este la baza acestei rețele. Prin urmare, pentru a fi sănătoși, trebuie să furnizăm reacțiilor biochimice energie și enzime. Pe parcurs ce înaintăm în vârstă, producția naturală de enzime a organismului scade. Pe piața farmaceutică există însă mai multe produse care pot compensa cu succes această pierdere, iar eu, ca doctor farmacist, m-am oprit la Regulat Pro. Întotdeauna, în cazul oricărui produs, este importantă calitatea materiilor prime și calitatea proceselor de fabricație. Regulat Pro este obținut printr-un proces numit fermentație în cascadă. Toate ingredientele sunt reduse la cea mai mică moleculă, devenind un concentrat lichid fermentat obținut din fructe, legume, nuci și ierburi proaspete cultivate organic. În acest fel, nutrienții din Regulat Pro asigură o foarte bună absorție și distribuție, cu efect maxim asupra consolidării imunității. Important de știut ar fi că Regulat Pro poate contribui la modelarea imunității moștenite, astfel încât să aibă rol în prevenirea reproducerii virale în organism. Soluția Regulat Pro și apă 1:1 ar putea fi folosită pentru clătirea gurii de mai multe ori pe zi, datorită efectului său antimicrobian direct. De asemenea, în cazul în care vi s-a pus diagnosticul de infecție virală sau bacteriană, puteți utiliza Regulat Pro ca și suport pentru activitatea sistemului imunitar timp de 5 până la 7 zile, continuând apoi cu administrarea uzuală. Nu uitați, dragii mei! Echilibru este un principiu al vieții, iar sănătatea este prima condiție a acestui echilibru. Așadar, să fim sănătoși!